La toți de față și viitori, sănătate! Ca de fiecare dată, sunteți la Vreau Să Știu Educație Financiară. Prietenii de la capex.com, cărora le mulțumim, sunt alături de noi. Am pornit în acest drum în a vorbi despre bani, despre în ce investim, despre posibilitățile din ziua de astăzi. Și am spus că nu este un drum ușor, dar încercăm cât de cât să vorbim pe înțelesul tuturor. Ei bine, astăzi discutăm despre un domeniu care mie îmi place, recunosc, pentru că vorbim despre istorie, despre monezi, despre ceea ce înseamnă monetăria în istoria noastră. Și ca de fiecare dată am spus, eu sunt cel care nu se pricepe, pentru că așa este, și că de fiecare dată aducem de cealaltă parte a mesei un specialist care să ne vorbească pe înțelesul nostru despre ce înseamnă bani, despre ce înseamnă baterea de monede, despre de cât timp avem noi monede, dar atenție, așa cum o să vedeți și probabil că v-ați dat seama deja, nu discutăm numai despre monede, ci despre alte multe lucruri interesante. Dragi prieteni, dați-mi voie să vi-l prezint pe Octavian Schen, care este directorul general al monetăriei statului. Salut, Octavian, și mii de mulțumiri că ești alături de noi. Bine v-am găsit, cu mare drag, oricând se poate. Am zis că e un domeniu frumos, pentru că tu deja, eu l-am oprit, recunosc, pentru că deja se apucase să ne povestească și am zis hai să le dăm în înregistrare. De când discutăm despre monetăria statului? Despre monetăria națională. Da? Monetăria națională era atunci, corect. Da, discutăm din 1870. Da? Este, să zicem, momentul în care se organizează și a ființă la noi o astfel de instituție. Așa, în decursul timpului au mai fost niște așezăminte care se ocupau cu baterea monedelor principatelor, însă prima instituție românească a fost înființată în 1870 de către regele Carol I. Care ne spuneai tu, a spus, domnule, orice stat independent, nu? Da, bine, noi încă nu eram independent. Noi ce foloseam până atunci? Ceva de la turși, sigur, nu? Sau ce? Era un amestec, da? Un amestec. Discutăm de da, o problemă care, sigur, a fost, s-a căutat o soluție pentru rezolvarea sa, da? Și de către Alexandru Ioan Cuza, pentru că apare legea monetară de la 1867, deci era haosul monetar, așa este numită perioada respectivă, când puteai să găsești monede turcești, monede rusești, austro-ungare, da, deci practic era extrem de dificil să faci comerț atunci, pentru că trebuia deci, să ai tot timpul pe piață, de schimb, da? La tine, da. Exact, da, da. Și cum se făcea paritatea asta? Era greu, rău, nu? Sau... Sigur, deci asta a fost ceea ce i-a determinat pe cei ce s-au ocupat să adopte această lege, pentru că, într-adevăr, vă dați seama, erau niște fluctuații. Noi ne supărăm astăzi când vedem, da, că... De pe o zi pe alta, da, voi la ei. S-a mai modificat o dobândă sau cursul de schimb e sus, e jos, ok. Atunci vă dați seama ce haos era și cât de complex era să faci fapte de comerț. Deci primii care s-au gândit, să zicem așa, să elimine haosul ăsta au fost cei de pe primul Alexandru Ioan Cuza. Alexandru Ioan Cuza, dar n-a mai avut... Legea, sigur, au apărut probleme pe care le cunoaștem cu toții, monstruața coaliție, în fine. Și ulterior, Carol I, venind în țară, a căutat să obțină independența și prin acest proiect, să spunem. Deci da, suntem cu 7 ani înainte de a obține independența. Exact. Însă, având în vedere că era, se lua în discuție, da, baterea unei piese în țară, ea trebuia să îndeplinească niște caracteristici naționale. Da, discutăm despre un sentiment, culmea, patriotic, da? Da. Al unui rege care, mă rog, o dominație fanariotă și sigur că aspecte care le-a văzut dincolo de toate problemele politice, pentru că na, astăzi discutăm de Schengen, toată lumea discută de Schengen și ce s-a întâmplat cu votul respectiv, dar și la momentul respectiv erau presiuni și, sigur, tendințe au existat, am avut oameni intelectuali care au căutat să ducă mai departe toate aceste strategii naționale. Deci în 1870 vorbim de actul de naștere al... Da, monetării la 24 naționale. Februarie, exact. La 24 sunteți februarie. Sunteți bătrâni. Deși nu par. Da? N-a râs, da. Par, da. N-a râs, da, sunteți, da, bătrâni. Da, la 24, așa cum apare în monitor oficial, la 24 februarie se inaugurează oțelul de monedă. Da, practic, așezământul în care se bat monedele românești.
Și este, avem câteva imagini, este o clădire extrem de frumoasă, activitatea a fost organizată undeva pe șosea Chiselef. Avem acum strada Monetării, a rămas doar numele străzii, da? Pentru că... A, de acolo vine? Da, ea da, mică da. Dintre Chiselef și Filantropia exact, din Mihalache. Exact, pentru că acolo... La biserica 1870, la Mavrocheni. Exact, da. De acolo, asta vine, 1870, vai cât e de tare asta. Aveam o monetărie. Și așa a rămas numele. Da. Deci acolo e piatra de temelie, cum ar fi. Da, da, da. E momentul de start al activității. Era cam bunicul Bucureștiului, așa, adică... Piața Chiselef. Nu, negativ. La 1870 acolo era periferie. Da. Da. Era, a. Deci, practic... Așa s-a dorit? Da, pentru că, așa cum spuneam, este o activitate oarecum discretă. Da? Până la urmă, când lucrez cu bani, când lucrez cu metale prețioase, când lucrez cu astfel de valori, tentații există. Și atunci, na, atâta timp cât e amplasat în buricul Bucureștiului, da, sunt da. Mult mai multe măsuri de adoptat ca să o menții activitatea sigură, nu? Să o protejezi. S-a început să se bate monedă imediat atunci în 1800. Bun, de s-a înființat monetăria și s-a și bătut monedă? S-a și, sau... Practic s-a continuat un proiect, dezvoltat pe la 1877-78. Practic, regele Carol I a venit cu un proiect pe care l-a, să zicem, creionat în Germania. Exista un gravor Currich, care putea să pună în practică aceste sculpturi, pentru că discutăm de tehnologie veche, discutăm despre mult mai puține echipamente, care fac parte din acest flux tehnologic. Și trebuia să fii și cu meșterul, da? Ca să poți să... Cine ți le face. Să reușești, da? Și atunci a fost proiectul ăsta inițiat în Germania, iar ulterior finalizat în România. Da, în 1870. Deci a fost... Astea sunt cele mai scumpe piese. Da? S-a bătut atunci o monedă de 20 de lei din aur. E o poveste destul de interesantă cu piesa asta, pentru că sigur, apare piesa, pe una dintre fețele monedei apare efigia regelui Carol I și în felul ăsta încep discuțiile politice, da, apar protestele celor două imperii, Imperiul Otoman și Imperiul Austro-Ungar. Atunci regele Carol I este forțat, să spunem, să retragă această masă din circulație, da, această masă de monede. Iar legenda spune că cea mai mare parte, cea mai mare cantitate a acestor monede este îngropată sub temelia castelului Peleș. Sigur, câteva au mai scăpat, pentru că au fost totuși oferite apropiaților casei regale, iar ori de câte ori apare o astfel de piesă pe piață, ea este cotată la niște sume frumușele. Am auzit că ultima piesă licitată a fost undeva la 300.000 de euro. Deci un bănuț, o monedă de 20 de... 20 de lei din aur, de 6 grame, da, extrem de căutată și extrem de interesantă pentru colecționari. Apoi, deci unele n-a putut să retragă logic toată, sigur, nu? Toată sigur, masa monetară. Da. Unele s-au dus, zice-se, sub castelul Peleș și unele mai există. Da. Și mă, tu ai văzut? Mai apar. Ai văzut una de asta? Păi avem piese și în tezaurul Băncii Naționale, acolo e un muzeu extrem de bine organizat, un extrem de frumos. Și da, din păcate n-am avut în mână o astfel de piesă, da. Că da, probabil nu mai eram azi aici. Dar de ce din aur atât? Băi, du-te mă de aici. Dar de ce din aur atât de bogat? Era ceva, cum să spun, în ediție limitată? Adică astea circulau pe piață? Sigur, se continua o tradiție. Da, ele circulau pe piață. Da, erau, știți că de-a lungul timpului, fiecare marfă era măsurată, deci exista o contravaloare a acelei mărfi în aur, în metale prețioase și în argint, pentru că următoarea piesă bătută a fost cea de un leu, da, din argint, și având același, sau mă rog, caracteristici similare. Și sigur că da, dacă vă aduceți aminte și în filmele cu Florin Piersic, da, monedele erau încercate, da, aurul era un metal moale, putea fi ușor verificat. Pe de altă parte, știți că de-a lungul timpului ele mai erau și pilite, pentru că așa a apărut cantul zimțat. E practic o măsură de împotriva contrafacerii și împotriva diminuării cantității de aur din piesele respective, pentru că oamenii le dădeau, le pileau pe pile acolo, nu știu ce, sigur, acolo. Și mai rămânea
mai rămânea câte un gram, câte jumătate de gram. Deci mai de aici vine dințat, marginea dințată, da, ca da, să da, zicem da, așa. Da, da, la câteva zeci de monede, da, pilite. Făceai un inel. Românul inventiv dintotdeauna. Nu, numai român. După 1877 ne-am așezat, adică gata? N-au mai existat probleme, nu? Sau tot? Din păcate, prima monetărie funcționează extrem de puțin. Să zicem că astea sunt doar, mă rog, vreo 4 piese care au fost bătute acolo. S-a mai bătut o piesă de 5 lei, una de 0,5 lei. Practic, nu au fost proiecte foarte mari pentru că, sigur, au fost probleme politice, da? Ce mai e de remarcat sau ce mai e de subliniat? O activitate medalistică extrem de importantă, pentru că, vedeți, de-a lungul timpului toate proiectele importante, da? Construcția podului de la Cernavodă, care, apropo, da, da, se numea Carol I la momentul respectiv, da? Da? Deci toate aceste realizări, da, erau cumva marcate prin emisiuni medalistice de data asta, da? Adică se scotea câte o medalie și era oferită, mă rog, publicului, participanților. Corect. Și așa mai treaba departe. Treaba făcea tot monetăria și în paralel cu... Făcea monetăria, sigur, cu emisia de bani. Da, 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 da. Deci da, era o treabă, era să emită, să bată monedă. Da, aia era activitatea pur economică, să spunem. Corect. Și o chestiune de artistic, PR, de imagine, de, exact, așa, da, era, de marketing. Era, da, era legată de emisiunile medalistice, care marcau momente importante. Sau omagieri și așa mai departe. Lucruri foarte frumoase. Și este interesant și este plăcut pentru că sunt o serie de documente care nu mai există și nu reușim să ne dăm seama cum a luat ființă, nu știu, sau cum s-a construit o clădire sau, da, iată, un pod sau fel de lucruri. Și atunci, practic, piesa asta, medalia asta rămâne o mărturie. A, cea 130 de ani de la documente. Sau cum era, da, hârtia se învechește, hârtia, da, da, se distruge, dar piesa asta metalică rămâne. Și atunci când intră pe mâna unui colecționar iscusit, priceput, poate să înțeleagă ceea ce s-a întâmplat și cumva se fac anumite legături. Am înțeles. O să ne uităm puțin mai încolo și peste poze. Deci, prima monetărie apare pe Chiselev, iar nu mai există clădirea astăzi. Nu, este Muzeul Țăranului Român. Situată ar fi pe actualul teritoriu al muzeului, exact, da? Exact. Da. Bun, deci nu mai există. Nu. De ce ai spus că trăiește puțin probleme politice? Da, probleme politice. Avem imagine, mulțumim. Da, asta e clădirea, o clădire, mă rog, mai, să zicem, un pic mai artistică, da, decât, da, ceea în care noi, da, funcționăm astăzi. Stilizată, da. Seamănă cumva cu Palatul Băncii Naționale, da, care este într-adevăr un palat. Și... Deci noi, iartă-mă, suntem aici cu spatele în Piața Victoriei, nu? Și stăm cu fața spre Arcul de Triumf, să zicem. Deci pe mâna stângă aici, corect, ar veni Muzeul Țăranului Român, exact, astăzi. Exact, da. Bun. Suntem pe șoseaua Chiselev, așa, bun, un curs, pe un trotuar, poate. Da. Ne călcau cărâțele, da. Da. Bun, deci da, aici a funcționat, este apoi acoperită de, sau de, da, 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 de clădire, da, așa. Începe cealaltă construcție și... Și se închide? Da, e destul de incert momentul închiderii. Se spune că ar fi 1907, apoi 1912. Ulterior au mai fost găsite niște imagini, niște poze care arată cumva funcționarea Muzeului Țăranului Român, deși mai există o parte din această construcție undeva înăuntru său, da, în centrul acelei construcții. În fine, nu e foarte clar ce s-a întâmplat. Deci undeva la 35-40 de ani a viețuit, ca să zicem, 70? Nu, vreo 30 și ceva. Ani, da, da, da. Bun. Da. Se închide, adică dispare și din momentul ăla cine a mai bătut monedă la noi sau ce s-a întâmplat, știm, păi, asta? S-a reluat tradiția, da, baterii monede din străinătate, din păcate. Am înțeles. Da? Pentru că, sigur, au mai fost alte proiecte, așa cum spuneam, aceste bănării, cum se numeau monetăriile din principatele, practic din Țara Românească, da? Da. Ori, da, cumva... monedele au început să fie bătute în străinătate, se colabora destul de des cu monetăria din Birmingham, se colabora cu monetăria din Kremnița și cu monetăria germane, da, din Stuttgart. Adică Berlin, sigur, Germania are mai multe monetării.
Și cumva proiectele au trebuit să fie derulate, pentru că avem nevoie de o monedă. Ne-am obținut independența, că iarăși discutam noi ce înseamnă o monedă. Da? Pe lângă funcțiunea sa economică, discutăm și despre un element de suveranitate, de independență, de cumva este o demonstrație că acel stat este unul independent și nu este vasal altui stat. Și atunci, da, câteodată trăim și un sentiment patriotic, când avem fel de fel de proiecte de astea interesante, o să vedeți probabil... La modul aici, cel mai sincer, adică sigur, nu ipocrizie, da? Pentru că, sigur. Exact cum spui, orgoliu e mândrie. Și, da, până în 1934 cam asta s-a întâmplat. Da. S-au realizat peste hotare. A doua naștere, ca să zicem așa, e în 1930 și... A doua naștere, da, da. Interesant. Al doilea certificat de... Exact. Da, este foarte interesant. Există un document. De fapt, a existat un personaj, un director din cadrul Băncii Naționale, se numea Constantin Băicoianu. Un tip extrem de... eu știu, încăpățânat în sensul bun al cuvântului, care ce face? Vine și demonstrează matematic că e mult mai rentabil să realizezi o monedă în țară decât peste hotare. E foarte tare, pentru că este o broșură, apare, deci o publică, da? Este o broșură extrem de subțirică, contribuțiuni la reînființarea monetării naționale. Vai, deci e omul militar și explica? Da. Deci matematic a demonstrat, măi, nu mai... Spuneți, pentru că vă dați seama că erau voci, că erau interese și cumva erau canalizate anumite comenzi. Și atunci a venit și a spus, măi, nu vă mai chinuiți, pentru că eu înlătur orice teorie, vă demonstrez matematic că da, este mai rentabil, este mai eficient pe lângă celelalte elemente de suveranitate sau de patriotism. Da, eu vă demonstrez matematic că e ok să aveți monetărie. Decât să aducem de acolo, să cărăm. Exact. Să aducem. Bun. Și proiectul este, să zicem, îmbrățișat de Carol al II-lea, da? Un personaj care noi vrem, nu știu, controversat în momentul ăsta, însă să zicem că e al doilea tată. Da, dacă am discutat de al doilea certificat de naștere, spun că este practic al doilea tată pentru noi. Pentru că, da, este cel care semnează decretul de înființare, în 1935, după culmea 9 luni de muncă. Practic pe 24 februarie începe construcția noului sediu, iar pe 20 decembrie este inaugurat în prezența lui Carol al II-lea. 9 luni. Deci totul se face în 9 luni. Uite, vezi la naștere. Da. Sediul este cel de astăzi? Sediul este cel de astăzi, cu o mică diferență, în sensul că ultimul nivel nu era finalizat. Apare și o primă piesă bătută, o piesă de 20 de lei, având de data asta, purtând de data asta chipul regelui Carol al II-lea, o piesă bătută în 4.500.000 de exemplare, din argint, dintr-un aliaj de argint, de 75.000 argint. Ce este interesant și ce, mă rog, cumva, oarecum așa de neînțeles pentru noi, este o afirmație potrivit căreia din activitatea respectivă, din baterea celor 4.500.000 de piese, s-au recuperat cheltuielile cu investițiile făcute în acest așezământ, cum le spuneam ei atunci. Deci este fantastic. Bănuiesc eu că o parte din echipamente au existat, au fost preluate din cadrul monetăriei vechi. O monetărie, ne întoarcem un pic la cea din 1870, o monetărie extrem de bine organizată, pentru că apare într-un document o solicitare a directorului monetăriei din Stuttgart, adresată ministrului de finanțe de atunci, să-i permită accesul să viziteze spațiile monetăriei pentru a-și reconfigura o strategie internă, deoarece această monetărie era un exemplu de bună organizare și funcționare. Foarte deci tare, e foarte tare, da, da. Pentru noi. Deci e nemții, de că acum sună, știi, te bufnește râsul. Deci nemții vin să vadă organizarea unei chestii de aici din România, pentru ca la rândul lor ei să se reorganizeze. Exact. Foarte tare. Exact. Apare într-un document, l-am și eu aici, în foarte 10 ani de activitate, deci, mă rog, un document scris despre monetărie în 1945. Da. Bun. Sediul actual, asta este tot o imagine cu partea stângă, da? Și da. Kiselev. Da. Asta este original, nu mai este. Da. Și ăsta este sediul de astăzi. Sediul, ne-ai spus tu foarte aproape
făcut de gara... Da, 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 da. Deci discutăm de așezăminte, de locații, mai bine spus. Da, practic, cumva, fiind o activitate discretă, fiind o activitate, să zicem, specială, trebuiau găsite și acele oportunități. Dealul Filaretului, da? Noi, deci, clădirea de astăzi este situată pe dealul Filaretului. Cred că cel mai safe punct din București, din punct de vedere al stabilității, da, da? În caz de cutremur, da. Acolo e cel mai sigură, da, suprafața arie. Noi de multe ori ne rugăm, da, să ne prindem cu tremur acolo, pentru că avem o construcție solidă, avem și un loc extrem de stabil, dar un loc care era situat în apropierea primei gări, primei căi ferate, București-Giurgiu. Da? Deci la momentul respectiv, cei care au gândit, Băicoianu și echipa sa, au văzut prin, eu știu, construcția în locul ăsta un potențial fantastic, pentru că, da, se puteau transporta materii prime pe calea ferată, apoi, sigur, utilizau Dunărea și așa mai departe. Deci era o strategie. Tabian, iartă-mă, lui Băicoianu îi acordăm cinstea și onoarea și orgoliu de a fi român și de a fi făcut treaba asta, adică se mai vorbește, dar cinstit. Adică, nu știu, monument cred că e mult, nu? Dar nu, există locuri, există documente, există un colț al lui sau ceva, pentru că din ceea ce spui, un om să vină să spună, hai să batem monedă la noi, pentru că este și sentiment de mândrie, dar și din punct de vedere matematic, vorba ta, da, îi aducem cu venitul respect? Sau e în afară că vorbești tu și încă doi inși? Nu, întreb foarte, da, știi? Da, da, că nu, noi, nu, 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 noi... Adică este un, din ce spui tu, o minte luminată. Noi căutăm să facem lucrul ăsta pentru că este, să zicem, una dintre figurile emblematice, da? Corect, lângă cei doi regi, da. Sigur. A mai fost și Ion Brătianu, Ionelce Brătianu, da? Sigur, Alexandru Golescu, adică sunt figuri care, pe care noi din când în când le aducem în prim plan prin emisiunile noastre medalistice. Dar, desigur, Banca Națională păstrează în biblioteca sa toate acele documente, pentru că a scris mult mai multe cărți decât broșurica aceasta. Da. Și să zicem că din documentele pe care eu le-am analizat din arhiva, mă rog, arhiva noastră și arhiva Băncii Naționale, reiese faptul că Constantin Băicoianu a avut o echipă de snagoveni, pentru că, interesant, monetăria statului a fost construită de snagoveni. Da? El era, se trăgea de loc, da, din Snagov. Foarte și practic asta. Cred că a fost unul dintre proiectele sale de suflet, aș spune, da. Și el și-a făcut o echipă de acolo de snagoveni. Vă dați seama că trebuiau să găsească meseria și sigur, după ce a fost înființată monetăria, cumva suprafața era una mult mai mare, noi aveam și un bloc de locuințe, aveam și o creșă pentru copii, adică practic era o activitate ceva mai vastă, pentru că da, era dificil să ajungi de la Snagov să faci naveta, da, Snagov București zilnic, și atunci căutau să, nu știu, probabil că aveau și familie aici, și dar într-adevăr toate lucrurile erau legate și era un proiect, da, era un proiect. Se băteau doar monede, nu? Nu exista și bagnota. Sau unde se făceau? Adică apăruseră deja aceste emisiuni pe hârtie, să le zicem, printate, nu? Monetăria nu se ocupă cu treaba asta. Sigur, da. Sunt două instituții, da? De cel mai multe ori se face confuzie. Bine, și cu monetăria e o confuzie, că atunci când te duci și te recomand și spui, da, eu lucrez la monetăria statului, voi sunteți aia care nu luați banii, trezoreria, nu? Ok, bun. Dom'le, nu stai cu aia cu 3XXX. Eu am spus, nu, noi suntem aia care îi dăm. Da, noi îi facem. Să-mi dați contul, să vă dăm banii ăia. Mă rog. E treaba dumnealor ce fac ei acolo, dar noi suntem cei care producem moneda la inițiativa Băncii Centrale, la inițiativa Băncii Naționale. Deci întorcându-mă la idee, sunt două instituții. Este monetăria statului și Imprimeria Băncii Naționale. Imprimeria Băncii Naționale este instituția care emite bagnotele românești. A nu se confunda cu Imprimeria Națională.
care este în subordinea Ministerului de Finanțe, cea care se ocupă de, mă rog, alte și alte proiecte, știm foarte bine, eu știu... Banii, bancnotele se trag în România? Păi cred că ar trebui să discutați și cu... Nu, întrebam așa, off the record, știi? Off the record, păi dar înregistrăm. Tot timpul spunem, dumneavoastră, e o activitate secretă, e o activitate că, într-adevăr, sunt elemente ale acestei activități care sunt clasificate. E normal să fie așa, logic. Însă, da, eu vă spun că există o instituție... Dar tu poți să ne spui monetăria astăzi, monetăria bate monezi, monede care există în circulație sau numai... Sau nici asta nu poți să... Sigur că da, monetăria are obiectul său de activitate este baterea monedei, ca așa se și numește, 3621 după codul caien. Nomenclatorul meserilor din România. Dar da, noi suntem cei care avem obligația prin legea noastră de înființare să asigurăm nevoia de numerar, nevoie stabilită prin politicile derulate de Banca Națională a României. Ne subordonăm băncii deci naționale. Banca este cea care vă cere, normal, exact. E firesc. Doamne, ne-ar trebui... Deci Banca Națională este cea care stabilește politica de emisiune, ori noi suntem obligați să astea sunt realizăm. La vedere, adică tu poți să ne spui, doar dacă se poate. Nu știu, să spui, domnule, ultima dată am bătut monede de 50 de bani, 2 milioane, sau ca să ne facem o idee, sau, sigur, repet, dacă se poate. Cantitățile, să zicem, nu știu dacă sunt extrem de interesante așa pentru publicul larg, dar cele mai multe ori când sunt invitat în câte o emisiune, toată lumea mă întreabă, dumneavoastră, cât costă moneda de un ban. Da, asta e cred că un subiect mai interesant. Da, cât costă moneda de un ban, Octavian? Ok, în conformitate cu articolul 17 din legea secretului de stat, 182/2002, informația e clasificată, deci nu vă nu pot comunica. Am înțeles. Ok, nu, glumesc. Sigur că discutăm de niște indicatori, despre niște indicatori, da, de elemente care până la urmă trebuie văzute în ansamblul său. Dacă luăm în calcul o singură piesă, vă dați seama că tot procesul de fabricație pentru realizarea unei singure piese este extrem de scump. Da? Îți trebuie oțel, îți trebuie cuptoare, îți trebuie meseriași, da? Îți trebuie salariați. Dacă aduni toate aceste costuri, o să ajungi la un preț astronomic și o să vină cineva și o să zică, păi uite, de ce să mai batem o monedă de un ban? Nu este așa. Sigur, au fost volume mari. Vă dați seama, monedele astea pe care noi le utilizăm astăzi au fost introduse în piață în 2005. Ori, de-a lungul timpului, cumva, proiectele s-au amortizat. Da? Corect. Adică, în afara faptului că avem și o obligație, Banca Națională are obligație să pună pe piață moneda care este necesară comerțului. Corect. Da? Altfel nu se mișcă lucrurile. Noi va trebui să trăim din activitatea respectivă. Adică, suntem regie autonomă, ne autofinanțăm, utilizăm capital de stat, dar ne autogestionăm din punct de vedere economic. Și, na, cumva din toate proiectele pe care le derulăm ar trebui să obținem profit. Bun. Da. Ce se întâmplă după 1935, până unde mergem? Practic, deci în 35, iartă-mă, e foc continuu, să dă drumul la treabă, se bate din nou monedă. Se dă drumul la treabă, e un moment, ne pregătim de război, în fine, strategii, apare piesa asta din argint, după care, sigur, este înlocuită de oțel cu nichel, da, deci... Piesele sunt realizate dintr-un aliaj. Apoi iarăși se scot de pe piață cele din nichel, pentru că știm că nichelul era utilizat în industria de armament. Corect. Da, se toarnă acele țevi de tun și așa mai departe, pentru că ne erau necesare. Să dea Dumnezeu să nu avem nevoie de așa ceva niciodată. Da, să nu mai avem nevoie, corect, niciodată. Și, sigur, proiectele încep să fie derulate. Da, fie că am fost în război, fie că, eu știu, am trecut prin perioada comunistă, piesele, monedele au fost realizate la monetăria statului, la monetăria națională, după denumirea sa de reînființare. Practic am funcționat în subordinea Ministerului de Finanțe până în 1957, iar după aceea am fost preluați de Banca Națională și, sigur, politica a fost, eu zic, una, să zicem, corectă față de cetățeni, față de mediul economic. Pentru că, mă rog, sunt și alte exemple în străinătate de, să zicem, activități care... Da. Da, au mai care... tras și pe lături? Mă rog, să zicem că au vrut să... Dar să știi că vorbesc de, cum îmi place mie să spun, de pietonul de pe zebră. În opinia mea, și cred că sunt în asentimentul multora care ne privesc, monetăria, că a fost națională, că e monetăria, că e a statului, că e națională, nu cred că a avut vreodată, ca să vorbim în termenii de astăzi, parte de hate.
Adică a fost o instituție care și-a respectat, nu cred că e cineva care să vorbească urât despre... nu! În orice sensul, pădure are știu, dar știi cum e, la banca o mai... Nu putem mulțumi BNR-ul mai toată lumea. E înjurat, dar în principiu ați avut... directorul mai înjurat. Iertați-ne de o directă. Dar în principiu a avut parte de o imagine bună în decursul anilor. Păi, de-a lungul timpului și-a făcut treaba. Chiar dacă instituția statului, că de obicei românul ce face... către stat, în stat trage. Deci o necunoștință de cauză, da. Pentru că, da. Dar făcându-și treaba și... Bun, în 90 schimbări mari? Sau cum s-a... Nu, să zicem, aș puncta un alt moment important, undeva în 37, începe să se dezvolte un sector de bijuterii, de, să zicem, realizarea unor semifabricate din metal prețios. Pentru că, da, era nevoie, da, se dezvoltau niște fabrici, niște uzine, era nevoie de metal prețios în industrie și trebuia să fie o instituție foarte care... tare. Deci nu medaliile care... omagiale, nu... Să zicem că aveam tradiția asta și sigur cumva probabil s-a căutat instituția care avea tehnicile și procedurile adaptate acestei nevoi, sigur. Și atunci s-a luat această decizie. Noi am început încetul cu încetul, așa cum vă spuneam, să realizăm semifabricate, iar după aceea, sigur, au început și să apară bijuterii, să se dezvolte sectorul de bijuterii. Probabil că știți, da, chestiunea cu bijuteriile Elenei Ceaușescu și așa mai departe, că, mă rog, mai sunt... Sunt legende doar sau... Noștri. Nu, să zicem că, da, unele poate că acum, după Revoluție, ele sunt amplificate, dar nu sunt. Asta e treabă care nu se știe. Nu sunt legende. Adică, în accepțiunea noastră, monetăria bate monede și face aceste medalii omagiale, dar de chestia cu, cinstit, de chestia cu semiprețioase, cu bijuterii, cu asta nu prea se știe. Pentru că nu e un subiect de interes așa pentru toată lumea, da, pentru că, într-adevăr, informații există. Sectorul super ăsta... profesionistă, nu? Nu faci așa după ureche. Nu, adică sunt niște chestiuni pigulite, nu? N-ai voie, pentru că e o chestie... Deci, sectorul ăsta de bijuterie a dat naștere unui alt sector, unei alte activități, cea de realizarea decorațiilor românești. Da, practic, wow. Discutăm de decorațiile românești. Acele decorații, da, care sunt utilizate de administrația prezidențială și oferite de președintele României, da? Deci ori la voi se fac. Discutăm, exact, da, cele pe care le avem în imagine, da, acum. Discutăm de niște lucruri care promovează imaginea României în țară, în străinătate. Cu asta chiar nu se... Ori n-ai voie să te joci cu așa ceva și, practic, mă rog, noi nu prea avem voie să ne jucăm cu nimic. Nicio activitate de asta pe care o... Da, dar asta merge. Chiar e... Dar, într-adevăr, imaginea țării. E imaginea țării și, practic, sectorul bijuterii, da, a dezvoltat și aceste proiecte și cred că le-a realizat cu succes. Cât privește celelalte, eu știu, legende, da, cu bijuteriile Elenei Ceaușescu, da, nu, totuși o parte din acele, să zicem, obiecte au fost realizate la noi. Că, să zicem, lucrurile, da, au fost amplificate, că, vezi, Doamne, nu știu care stea, avea Tudor Vladimirescu, avea diamante de nu știu cât, nu, astea sunt povești. Însă, într-adevăr, ele erau realizate în atelierele monetăriei statului. Bun, activitatea... Parte din ele. Deci a continuat și pe vremea comunismului? Desigur, da. Deci toate piesele, dacă vă uiteți aminte, erau piesele alea de 1 leu, 3 lei, da, da, monede de circulație, da, de atunci, care aveau un design unic, așa, un design frumos cu tractorul ăla, da, care, da, soarele, brazii, ăsta, da, exact, frumos. Dar era interesantă, iartă-mă, moneda de 5, care era dintr-un, nu? Din aluminiu. Da, din aluminiu. Era mai ușurică. O puneam pe linia de tramvai, nu? Da, director, da, vedeți? Da, 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 păi, da, un leu și 3 lei, da, nu, colecția neînvățată. Păi, sigur, când m-am zis la monetărie, trebuia, da, să știu. Ia zi-le, știi, care domnule ai puneam pe de tramvai cu să? Da, era dintr-un alt material, nu? Da, da, era dintr-un aluminiu, pentru că întotdeauna s-au căutat variante ieftine, variante, să zicem, adecvate cererii și, sigur, oțelul era utilizat în industrie. Noi facem parte din această ramură a industriei, ori avem competitori industria automotive, industria constructoare de mașini. Ce se întâmplă? În momentul în care este o cerere mare în industria asta pentru construcția mașinilor, mai ales după pandemie, am văzut lucrul ăsta, l-am simțit, da, din plin, sigur că noi nu reușim să mai găsim materii prime, pentru că toată se focusează, se concentrează către automotiv. E, în momentul în care
Ei, să zicem, au stocurile realizate, create și, mă rog, o perioadă se mai poate de face ceva, atunci găsim și noi oferte bune și putem să funcționăm. Stai că aici eficient. E mai pierdut, deci la voi nu există o linie directă, așa cum zic eu că ar fi normal, ca cineva să vă livreze, indiferent de celelalte piețe? Nu, din păcate... Din păcate, industria noastră este cea pe care o cunoaștem cu toții și căutăm soluții, căutăm tot timpul soluții. Fie... În fine, e o discuție lungă. Noi derulăm programe și avem proiecte, însă lucrurile astea necesită timp. Sigur, căutăm oarecare independență pentru activitățile respective, dar cum nu mai avem combinatul de la Galați, cum au mai dispărut și alte, mă rog, combinate. E destul de dificil să reușești să realizezi proiectele astea în condiții de eficiență. Eficiență atât pentru noi, cât și pentru Banca Națională, cât și pentru cetățeni, pentru că nu poți pune pe piață o piesă care are o valoare de realizare fantastică, știți? Da, da. Și atunci o să vină îndreptățiți presa să te întrebe, băi, dar de ce o bați dacă ea costă atâta? Da? Și nu-i firesc. Ori noi căutăm, să zicem, cele mai eficiente metode pentru obținerea acestor monede și, mă rog, zic eu că am reușit. Adică au fost proiecte care au funcționat atât în țară cât și peste hotare. După 90 se schimbă lucrurile sau instituția își vede de treaba ei aceea de a bate monedă de aia și, ok, sunt schimbări, că e schimbări în toată societatea, dar întreb la nivel, nu știu, concret de a bate monedă, de a rămâne la fel, nu se schimbă matrițe, se schimbă banii, dar... Instituția își vede de treaba ei cum ar veni. După 90 ne transformăm din întreprindere, da, în regie autonomă. Regie autonomă. Da, asta este sigur. Și titulatura de asta, da, adică, da? Da, da. Regie autonomă, monetaria. Da. Okay. Sigur că din punct de vedere al activității lucrurile funcționează ca și până atunci. Însă apar investițiile, apar echipamentele noi. Avem o linie de producție de înaltă capacitate. Avem echipamente care pot să producă până la 700 de piese pe minut. Da? Da, astea sunt o parte dintre cele noi. 700 de piese? Da, un fel de Kalashnikov, da. Deci, practic, putem să scoatem 700 de monede pe minut. Foarte da. Tare. Acum, bine, cineva o să stea să calculeze. Da, ia vezi, mă, ori o oră, mulțește cu 60, cât au vorbit, câte monede. Câte s-au bătut, da? Ok, bun. Sigur, sunt mai multe proiecte pe care le derulăm. Lucrăm pentru Banca Națională a României, este principalul client și chiar este o relație extraordinară acolo, pentru că, iată, de atâția ani de zile noi ne facem bine treaba, zic eu. Iartă-mă doar o secundă, ai avea nevoie de un sediu mai mare? Nu știi de ce te întreb, vorbesc foarte serios. Nu știu acum, dar aveți un cuțit. Da, am înțeles, deci nu trebuia să întreb. Pentru că mă gândesc că e un sediu inaugurat acum 87 de ani, 90 de ani sau 80 de ani cât sunt. Unele erau atunci cerințele, nu? Și atunci ar fi putut, doamne, e grandioasă, e frumoasă și așa... Trecut 80 de ani. Da, exact. Deci discutăm despre o creștere a capacității fantastică. Gândiți-vă că nici nu știm exact, dar presele vechi băteau undeva la 30-70 de piese pe minut în condițiile în care, mă rog, să zicem, aceste monede erau obținute din ștraifuri, din bucăți de tablă care trebuiau scoase, introduse, alte ruperi de flux. Ori acum lucrurile stau altfel și sigur că ceea ce ne supără pe noi de multe ori este aglomerația urbană. Dacă, mă rog, cu sediu am mai rezolvat-o, cum am mai rezolvat-o? Am mai demolat ferestre când am adus echipamente mari, că n-aveam serios, le-ați băgat pe acolo, da, da. Mă rog, dacă lucrurile s-au mai rezolvat în privința aglomerației urbane e o mare problemă, pentru că da, avem vis-a-vis de noi primăria sectorului 5, e un aflux așa de veniri și plecări de mașini, da, de fel de fel. Noi avem nevoie de transport gabaritic, da, și să gabarit, acolo, adică, na, tiruri, da, da, materiile prime, oțelurile vin cu tirurile, da, și atunci câteodată e extrem de complicat, mai blocăm și traficul, ne mai înjură lumea, unii ne mai și scuipă, fie nu suntem prea iubiți. Zici, nu da? Suntem prea iubiți. Bine, nu.
Acum a murit și coordonata aia de, sau partea de, spuneai tu de ea, că trebuie ca o monitorie să bată monede undeva în afara localității, să fie mai liniște. Acum la voi vorba, dar în fața primăriei, mai, pe lângă flux, pe lângă... Mai da, și, da, da, da. Unii da, care mai da, cer da, ceva, da. Numai liniște nu e și... Așa este, da. De ce mai da. Multe ori când ai câte un protest de ăsta, te duci să vezi, băi, la noi sau e la ei? Ăștia, da, da. Ăștia împotriva cui țipă. Da, da, da. Da, nu, teoretic, da, proiectul ăsta o să meargă mai departe și cu siguranță o să găsim și alte nu formule. Nu te întreb de sediu nou și asta că ai zis să nu răsucim. Nu, nu e un proiect care se derulează, mă rog, implică timp, implică da, fel de fel de discuții, însă din păcate, să zicem, pandemia asta ne-a ponderat în dorința asta noastră de a merge mai departe. Avem și noi crizele noastre, da, nu e numai criza semiconductorilor, e și criza materiei prime, spuneam ceva mai devreme că na, nu se găsește și e complicat. Apoi, sigur, toate efectele astea economice, toate, am stat acasă, cât am stat acasă, moneda ea n-a stat acasă, dar efectele se văd pentru că, sigur, noi transportăm materii prime, livrăm produse. Sunteți atunci, vii, nu stați atunci, pe loc. Și atunci, sigur, că avem și noi costurile noastre. Și, din păcate, mă rog, ele cumva... Mulți angajați la monetărie, adică poți să ne spui, sau cât se angajați? De 300, în jur 300. De 300 de salariați. Da. Puțin, mulți, dacă e să facem o comparație cu ceea ce produce, adică ai mai avea nevoie de oameni? Bine, nevoie de oameni e tot timpul. Da, sigur, discutăm de niște aspecte, eu știu, analizate așa comparativ. Monetăria prin 90 avea 1000 de salariați, da, cam, wow. Deci, cam pe acolo, da, eram, din ceea ce am înțeles eu și am citit. Acum, sigur, eu am prins la începutul activității mele acolo, cred că eram 450 sau puțin peste cifra asta. Da, mult, puțin, e, câteodată ai nevoie de mai mulți, câteodată depinde de cât de automatizat este un proces, practic un proiect, da, o monedă. Da. Că am spus că nu batem doar pentru Banca Națională a României. Și atunci, sigur, când avem un proiect ăsta, să zicem, automatizat, da, sunt indivizi care practic nu participă. Dar să nu uităm un lucru, că timpul trece, noi îmbătrânim, eu fac, anul viitor fac 25 de ani în monetărie, nu știu dacă e o urare sau un blest. Da, fac o paranteză acum, ideea este așa, m-am angajat în perioada studenției, am lucrat electrician, că s-a mai și glumit prin presă, că mă pricep să schimb becuri, apropo, dacă aveți nevoie, chemați-mă, că facem instalații electrice performante. Deci n-ați avut probleme niciodată sigur, acolo cu siguranțe, cu astea, cu becuri, cu bol. Sunt la locul lor, da. Păi și ce e rău în a te angaja? Da, eu nu văd nimic rău. Din contră, a fi electrician acolo mi s-a părut o oportunitate, pentru că am avut acces în toate atelierele, în toate secțiile astea de producție ale noastre și mi-aduc aminte, da, un moment așa destul de funny, dacă îi putem spune așa. Lucram într-o secție de produse laminate, da? Deci practic sunt niște laminoare mari care transformă, care prelucrează tabla din tablă în fire subțire, așa de sârmă, da? Cum e sârma de bobinaș. Și aurul ăsta prelucrat are o altă culoare, e o culoare așa urâtă, da? O alamă de asta oxidată, cam așa iese din proces. Și mi-aduc aminte că tot trebuia să legăm un cablu pe undeva pe sus, alimentam un echipament nou și aveam nevoie de bucățele de sârmă ca să legăm cablul ăla pe sus pe acolo. Și mă duc și eram la începutul activității, cred că nu știu, erau săptămâni, da, nu, ia puțin. De când mă angajasem, eram cu un maestru atunci și vine, se uită la mine, păi și tu le dai drumul în atelier după sârmă. Păi șeful, ce sârmă? Păi uite jos aici, luăm o bucată, legăm ăla și bă, puștule, taci din gură că nu știi ce e ăla acolo, pleacă. Ori, vă dați seama că tu sârma voi, asta da. Era lungă, era cât da. Atelierul de lungă și ei aveau nevoie să o întindă pe acolo ca să o s-o prelucreze, să o transforme din mai mic în mai mic. Era da. Ceva sub un milimetru, da, făceau niște sârmulițe foarte mici. Eu mă trezeam să leg cablurile cu, cu sârmă de dulegi. Unde iau? Unde mă triviți? Uite da. La acolo, zic că e vizibil. Ori, da, da, e interesant. Și cumva,
nu știu, am început activitatea și am avut posibilitatea să văd multe procese, să înțeleg și cred că ulterior mi-a folosit. Da, e... Cum se bate acum moneda, procesul? Se face, totul e computerizat sau rămânem în continuare cu acei sculptori, cu acei absolvenți de arte plastice? Sau... Deci vorbim, haide să vorbim de, ca oamenii să înțeleagă, de o monedă normală, nu de partea de medalii și de medalii comemorative sau aniversare, moneda, să spunem. Dom'le, vrem să scoatem o monedă, nu știu, de 10 lei sau de 5 lei, o monedă. Cum se face? Să dea Dumnezeu să scoatem, să... Așa să ne audă Dumnezeu. Da, acum depinde, să nu interpreteze media că, ia uite, e nevoie de monedă mai mare, da, că putem... Șoc. Știi, no, ce a spus, domnule? E direct... firesc să... Mă rog, ca proces, de 3 lei poftim, ca să nu... Și acolo e o discuție. Deci nu e bine. Ok, da, nu, glumesc. Sigur că ne dorim să continuăm activitatea, pentru că nu numai că ne dorim, practic este o obligație și... Da, da. Va trebui să ducem mai departe, să zicem, un crez, un element de mândrie națională. Dacă intrăm într-o sală din monetărie, la un moment dat pe perete vom vedea că monetăria statului, instituția monedei, da? Deci practic monetăria statului este instituția monedei. Da? Și zice, citatul ăla zice așa, instituția monedei trebuie protejată și apărată, fiind la fel de sacră precum școala, armata și biserica. Da? Wow, ori practic, tare. Da, este un element din tot acest spectru, da, al naționalismului românesc. Și da, practic, dacă mă întorc la întrebare, dacă ar trebui să batem o piesă nouă, părerea mea este că ar trebui tot așa să fie un mix. Un mix între creație și tehnologie. Da, e, mă rog, un proces complex. Practic se pleacă de la o schiță, băieții ăștia... Vine din partea băncii sau cum? Scoatem o monedă... Da, da? Pentru monede, autorii, da, sunt cei de la Banca Națională. Și noi participăm în măsura în care putem, da, să... Corect. Nu știu, căutăm să... prezentăm niște viziuni proprii, însă clar Banca Națională este cea care stabilește designul. Designul respectiv e un print, da, este, da, o foaie, da, da, este lumea așa vrem listat, să iasă, da? Exact. Ne este transmis. Avem băieții ăștia, avem absolvenții de arte plastice, oameni talentați și oameni care într-adevăr nu toți sculptorii pot să facă activități de genul cele pe care o avem în imagine. Practic, dacă mergem și ne uităm pe la, eu știu, prin palate, prin biserici, acei artiști care renovează acele locașe de cult, este un alt tip de sculptură. Aici totul e comprimat, totul e compact, acolo totul e în volum. Da. Sunt aici e mult mai mic, adică care, e... Mă rog, ar trebui să stăm câteva, da, ore bune ca să explicăm tot procesul, dar în fine, aici e totul mai compact, mai mic și trebuie să reușim să redăm cumva simbolistica elementului. E cel mai important, să ai simbolistică. Ce înseamnă simbolistică? Dom'le, când te uiți la piesa asta, cum e cea din imagine, să spui, da, dom'le, e Carol I. Să nu stai, da, păi stai că din unghiul ăsta e Mihai Vitale. Da. Pe cine a vrut domnul ăștia să-l fac? Da. Deci... Și destul practic, de greu pe o suprafață atât de mică. Exact cum spui, facem un tablou 3x3, e mai ușor. Dar da, aici dar să noi comprim... lucrăm, nu, noi lucrăm, deci ce vedeți aici, raportat la dimensiunea mâinii, da, deci noi lucrăm practic la 30-40 de centimetri în diametru. Bun, și după deci, aia practic, se... macheta respectivă este de... Pentru o monedă, da? Pentru o monedă, bun, pentru o medalie, să zicem, bun, în principiu e la fel. Deci noi lucrăm pe macheta aia de 40 de centimetri, pentru că, da, dacă ne ajută colegii să ne mai uităm un pic pe piesa respectivă, da, pe imaginea să dăm precedentă, înapoi, da, pe aici, da, cu Carol, da. Așa. Pe piept, da, în pieptul, da, în pieptul regelui găsim acolo toate decorațiile pe care, wow, le avea. Ori noi avem obligația să le redăm ca în imaginea respectivă, în aceeași ordine, să nu greșim niciuna pentru că apar criticile. Da? Deci iarăși nu ne mai iubește lumea. Ce și atunci spus, e domnule, foarte, da, important, da, să se respecte proiectul. După care, sigur, sunt anumiți pași și piesa, dimensiunea respectivă se transpune. Și vom obține prima matriță așa cum am văzut-o în imaginea următoare. Deci din 30, din 34 centimetri ajungem... Deci așa ajunge la, nu știu, 30 de milimetri, poate și mai puțin.
Și de data asta e de oțel, avem colegii gravoli care sunt alți artiști, care sunt alți colegi care cumva elimină toate aceste deficiențe rezultate în proces, pentru că da, atunci când te joci cu turnarea metalului în formă lichidă, sunt probleme, mai apar mici bule, mici, mă rog, imperfecțiuni, vin gravolii, corectează și avem prima matriță, da, noi avem mai multe, elemente prin care le diferențiem, dar asta să zicem că ar fi prima matriță cu care ulterior vom realiza următoarele matrițe, pentru că procesele mari, procesele lungi, implică un număr destul de mare și de matrițe. Da? Iarăși altă, reparație din punct de vedere al graficii, acolo probabil că era un element care trebuia eliminat. Deci e de muncă non-stop. Da, este o activitate care nu te lasă. Da, instinctul, nu închizi, instinctul, da, nu închizi două luni sau trei luni. Nu. Din fericire, nu închidem. Acum, din punct de vedere economic, viața... Eu, de când am preluat mandatul, sunt director general din 2010, am închis tot timpul pe plus. Și, într-adevăr, dacă analizăm activitățile, sunt momente de vârf, momente de, mă rog, da, să zicem, ani mai puțin buni, cum le spunem noi, da, pentru că, sigur, nu întotdeauna e nevoie de cantitățile astea de monede. Trăim bine dacă e nevoie de monedă, trăim bine dacă avem proiecte, însă în ultima vreme căutăm să dezvoltăm și alte parteneriate externe ca să compensăm atunci când, sigur, nu avem de bătut, cum spunem noi, monedă. Da. Practic, ăsta a fost și scopul pentru care, sau unul dintre motivele care i-a determinat pe cei ce conduceau țara, da, în 1937, să ne permită utilizarea metalului prețios în producție. Da? Pentru că erau gapuri, da, de producție și atunci, da, ca să le umpleam cu altceva. Nu puteam. Ideea este că, da, e extrem de dificil să lucrezi cu sezonieri. La monetărie nu se poate face lucrul ăsta, pentru că nu există o școală. Am mai avut discuții, da, și chiar cu cei din Ministerul Învățământului. Nu există o școală a monetăriei, practic, și dacă ne uităm și în documentele vechi, da, meseriașii, cum le spunem noi, acolo s-au format. Și au de venit, unde îi luați au acum, venit, când au aveți furat nevoie de, păi, de la școala de arte sau de unde? Există, de la... există, migrația personalului există și la noi. Da? Vin, stau o perioadă, pleacă. Da? Sunt meserii mai bune, sunt meserii mai puțin bune din punct de vedere financiar. Da? Pentru că, mă rog, toți și-ar dori, toți puștii, acum să stea la computer și să scoată o piesă, să scoată o monedă. Da. Avem și lasere, avem și mai multe echipamente care sunt asistate de computer, dar trebuie să înveți pentru asta. Și sigur, ca să ajungi la computerul ăla, trebuie să treci prin toate aceste etape. Da? Trebuie să înțelegi ce anume modifică gravorul ca să poți tu modifica la rândul tău pe computer. Aici, da, aici cred că ar fi mai interesant de captat în imagini lucrul ăsta, pentru că na, e ceva mai complex. Însă, într-adevăr, vin, învață cei care se îndrăgostesc de meseria asta, de instituția asta și rămân acolo. Glumeam mai devreme, spuneam că nu știu dacă e bine sau e rău, când m-am angajat, mă rog, tot maestrul respectiv, noi avem un regim semi-deschis așa, pentru că, vă dați seama, lucrăm cu valori, metale prețioase, monede. Și, sigur, nu poți să-i permiți salariatului să intre când vrea, să vină când vrea, sau nu prea avem un program flexibil, așa, flexibilitatea e... Și când am văzut eu ce e acolo, ușile alea mari, metalice, totul... Stăteau închise. Zaurele întunecate. Păi, Nicule! Nu prea stau eu în pușcăria asta aici, da. Stai un pic. Și maestrul respectiv zice, puștiule, uite-te la mine, că de aici ești la pensie. Acum, nu știu, da, a avut... Dacă avea gura urită, exact, da. Dar uite că au trecut 25 de ani de atunci. E patra parte dintr-un secol, vorba aia. Hai să nu-ți mai zic mulți înainte. Ai zis să nu zic mulți înainte. Da, eu... Nu, acum, sincer, da, îmi doresc să continui, pentru că, într-adevăr, te îndrăgostești. Da. Eu văd jobul ăsta ca pe un hobby.
E mai mult decât o afacere, așa. Unii, da, dezvoltă business-uri sau fac, nu știu, fel de proiecte de... Eu nu, eu văd chestia asta, deci eu sunt animat până la urmă și de sentimentul ăsta patriotic. Avem aici piese pe care le-am realizat, da, și să vorbim, da, să vorbim un pic și de ele. În viața noastră nu s-a întâmplat așa să vină, au venit colegii de la trebuie să-i laud, de la monetărie, înainte au aruncat buzduganul până să vină așa și au fost toate aceste piese aranjate, noi n-am pus mâna pe nimic. Da? Dar păi rămâneau aprente. Da. Și ce au, dar ce interesant e că am trecut de la bătutul de monede la medalii și monede comemorative. Asta o înțeleg, dar cum să ajunge la sabie și cum să ajunge la Cupa Campionilor Europeni? Adică cum ați ajuns? Asta este o sabie? E o vorbă, ci că capul plecat, sabia nu-l taie. Da. Și noi am vrut să verificăm treaba dacă asta. Dacă e adevărat. Și, mă rog, a trebuit să facem o sabie. Glumesc acum. Da. Sunt proiecte. Deci pe lângă, să zicem, emisiunile astea monetare, medalistice, avem și alte tipuri de proiecte, realizarea obiectelor de cult, nu le spunem noi, au fost parteneriate încheiate cu Patriarhia Română, parteneriate având ca scop realizarea chivotelor, oraclelor, da, asta e oraclă. Ori aici este tot așa o muncă de artist, în sensul că este cizelură. Ce se întâmplă? Dacă vă aduceți aminte, așa în copilăria noastră erau niște băieți așa mai pe la colțul, da? Blocului, da, care stăteau și făceau și la piață. Acolo, câte un inel, câte un cercel, da, câte o... E, practic este o tehnologie similară, ți așează... Pe nicoval așa băteau. Pac, încălzeau, da, cu la cald. Da, noi nu avem nicovale, noi avem un suport plastic pe care se așează o foaie de tablă și începe, după ce este trasată, după ce intervin colegii, tot artiștii plastici, care punctează cumva elementele pe unde trebuie să treacă, dalta și ciocanul, intervine cizelorul. Cizelorul este omul care stă toată ziua cu dalta și ciocanul și țac, 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 țac și deformează tabla asta. Migăloșenie mare de tot. Bun, dar da, de unde da, aveți da, matrițe, Octavian? Da, și artă. Și pentru artă? Asta. Ca să o scoateți? Păi nu, sau? Că fiecare obiect e unic. Da, deci astea sunt, practic, nu sunt matrițe. Nu există procesul ăla pe care, eu știu, îl gândim toți că... Nu e industrial. Da, să este facem... o aripă de Dacie, da? Când da, asta, la, da. Bați între două nicovale și gata... Pac, pac, și scoate 100 de bucăți, vorba ta, pe oră. Nu, nu, este un mix, că asta spuneam și mai devreme, înțeles. Este un mix, o combinare între tehnologie și creație artistică și sigur că, până la urmă, elementele trebuie să iasă. De exemplu, da, pentru asta cu sabia lui Bâncoveanu, ăsta este un proiect total băncii naționale. Stai, ia-ne încet. Asta este sabia... Da, este sabia, este o replică după sabia lui Constantin Bâncoveanu. Da, da, da. Wow! Practic, Banca Națională, probabil că știți povestea tezaurului, da, care, da, a fost mutat la Tismana, da, și de la Banca Națională o povestesc foarte frumos și, într-adevăr, este un element de mândrie, da, de patriotism, până la urmă, ce s-a întâmplat atunci și cum am făcut noi și cu polonezii, că, mă rog, i-am ajutat, i-am și, ajutat pe și pe ei. Da, exact. Dar ei țin minte treaba asta. Sau da, nu mai țin minte? Nu știu. Nu. Țin. Spun tot timpul că... Și da, cumva Banca Națională a dorit atunci ca la Tismana să fie depusă o replică după sabia lui Constantin Bâncoveanu. Și bineînțeles că au apelat la noi, am derulat un proiect, a trebuit să mergem după original, să-l vedem, să găsim... La turci, soluții. Unde l-ați găsit? Nu, e muzeul de istorie. Da? Da, da, era, a, sau cel puțin atunci era și am putut să îl vedem. Chiar mi-aduc aminte că și eu am participat atunci, am fost acolo, l-am măsurat, cumva am pozat fiecare element astfel încât el să iasă unul la unul cu ce era acolo. Originalul. Și bineînțeles că dacă am produs, na, ținem parte și face, ne-am oprit și noi una și pentru muzeul nostru. Da? Corect. Și practic, da, ea este extrem de interesantă pentru că, da, nu o să o utilizez aici. Se sperie colegii, văd că au fugit. Când am scos mandatul un pic mai în spate, zic. Da, da, ea are niște gravuri aurite, pietre prețioase, un mesaj în limba greacă.
Deci așa deci, era practic, ea de la mama așa ei. Așa era ea, da. Bineînțeles, da. Constantin Bălcoveanu, care este unul dintre martirii ortodoxi, corect, a ținut neapărat să aibă pe piesă și o iconiță mică. Da, deci e mamă, o piesă care a reușit. Și pentru care, da, trebuie să le mulțumesc colegilor, pentru că a fost tot așa, un proiect derulat pe termen foarte, foarte scurt. Da? Deci voi nu prea aveți timp. Apreciază, da. În realizarea unor astfel de proiecte. Și voi că m-ați tot rugat să vin și n-am reușit. Da, nu. Cred că timpul e scurt. Un an noi și ceva. Noi avem vreo trei etape, da, nu știu, să zicem Paștele, Crăciunul și mai avem un moment în care căutăm să luăm vacanță cu toții ca să ne fie bine să ne corelăm cumva și cu alte companii cu care colaborăm, care știți că prin august se duc în vacanță și așa mai departe. Și căutăm să eficientizăm foarte mult. Din păcate, da, călătorim destul de des, după materii prime, după echipamente, după contracte. Deci cumva, eu ca și companie privată pot veni la monetărie să vă rog să ne ajutați într-un proiect pentru realizarea unei astfel de chestiuni? Sunt privat. Da, se pot realiza medalii cu diferite ocazii. Da, logic, adică vin și... Medalii steau. Steau. Explică-ne, explică-ne, te rog. Da, deci asta este un proiect, practic, pe care... oricine îl poate realiza, un proiect medalistic, da? O companie, da? Vine, dom'le, da, aniversez 30 de ani de la înființare, da, vreau să am și eu piesa mea. Și sigur, se discută despre ambalaj, despre medalie, metalul din care este realizat, grafica, designul și așa mai departe. Există și o broșură în care putem introduce mai multe elemente, da? Deci voi faceți toată chestiunea asta cap-coadă. Noi facem cap-coadă, sigur, ne mai ajută tipografiile. Da. Mai avem și o tipografie, da. Pentru că noi știm să îndoim metale. Da? Tipografiile mai tipăresc anumite elemente care ne sunt... Zine de urecheată. Cum ați ajuns la urecheată? Stimate domnule Octavian, cum ați ajuns? Păi așa trebuia să începem. Da. Spune-ne despre urecheată. Deci aceasta, ca să oamenii să înțeleagă, este Cupa Campionilor Europeni, cucerită. E o replică. E o replică, da. Că dacă o aveam Cupa Campionilor, până vorba ta, nu mai eram aici, niciunul dintre noi doi. Și acesta este domnul Emery Kenney, da? Este, care semnează în cartea de onoare, în cartea de onoare și în spate se vede că este... Deci asta bănuiesc că este o cerință a clubului Steaua, sau cum? E un proiect, tot îmi place mie așa să discut de proiecte, că toată lumea vorbește proiecte europene, noi avem proiectele noastre la moneterii. Da, românești. Da, e un proiect românesc, e bine spus, un proiect românesc. Un proiect care trebuia să marcheze unicul moment, da, sau apogeul, să zicem, efortului nostru fotbalistic. Da? Practic, câștigarea Cupei Campionilor Europeni, cumva... Noi am mai avut un proiect, am încercat, ne întâlnim. Toate monetările se întâlnesc undeva la Berlin, an de an, există un eveniment și fiecare își etalează ultimele noutăți, monede, medalii, lucruri frumoase, da, reușite. Și noi am vrut atunci să mergem cu o cupă, pentru că, da, știm să întâlnim table. Am încercat cu niște sculpturi, ți-am mai zis, da, am încercat cu Mihai Fiteazu, toată lumea a întrebat, cine who is this guy? Da, Michael the Brave, în fine. Păi am încercat cu Beethoven și la Beethoven, așa, probabil că nu prea avea cultură muzicală, nu știu ce s-a întâmplat, n-a fost chiar ceea ce ne-am dorit să fie. Și atunci am zis, bă, toată lumea se pricepe la ce, la politică și la fotbal. La fotbal. Da, hai să facem ceva cu fotbalul. Și am încercat o cupă de asta. Am reușit, din păcate n-am putut să o expunem pentru că, mă rog, aveam niște chestiuni de soluționat privind drepturile de autor, dar ne-am regăsit, să zicem, cadența în momentul în care a venit Ugăraru, da? George Ugăraru ne-a vizitat și a zis, băi, uite, știi, Steaua nu are nicio replică în mărime naturală a cupei pe care am câștigat-o în 86. Și de aici am început. Ideea a fost că, din câte cunosc eu, trebuia să câștigi de 3 ori ca să poți obține un exemplar. Da, cumva o chestie. Da, altfel rămânea cea mică, puiul. Altfel rămânea cea mică. Cea mică o mai găsim. Da, dar voi cum ați făcut-o? Adică realizarea. De unde ați avut? Iarăși, tot așa, am căutat originalul
am avut prieteni care ne-au ajutat să-l măsurăm, da? Am mers inițial pe un proiect, pe un model, să zicem, similar cu cel deținut de Steaua Roșie Belgrad, după care am sesizat că erau diferențe, l-am modificat, deci cred că l-am oprit și pornit de vreo 3-4 ori. În fine, într-un final, după ce am pus cap la cap anumite detalii tehnice, anumite măsurători, anumite elemente, am concluzionat, am finalizat și am început cu tablă, am început cu de toate, în fine s-a finalizat și timpul s-a oprit într-adevăr, așa cum vedeți și în imagine, în 1986, foarte pentru că, mă rog, singura câștigătoare este Steaua București. Bun. Acolo, Mititel, ce avem în cutiuța aia sau în asta cu cupa? Acolo, da. Deci ăsta este ambalajul de la medalia. A, așa care e. A fost realizată și oferită, nu știu, celor care îndrăgesc echipa Steaua. Și cumva era așa un pliant în care se introducea piesa respectivă. Foarte. Iar dacă vă aduceți aminte evenimentul de inaugurare a stadionului, da? La un moment dat echipa a fost chemată și medaliată. Da? Deci fiecare, și a făcut și turul. Fiecare, exact, turul. Da, mi-era mie frică să nu cumva să le scape. Doamne, ce m-am rugat atunci. Cred că nu știu, nu m-am rugat atât de mult în viața mea. Să nu scape ce? Să nu scape... Să nu scape cupa, pentru că au alergat cu cupa de jur împrejur. În fine, mai erau cabluri pe acolo, reflectoare, lumini. Zic, Doamne, se împiedică, se întâmplă ceva. Deci asta este cupa cu care au alergat. Cu asta s-a alergat? Exact, exact. Chiar cu asta s-a alergat. Wow. Și nu e destul de ușoară. Adică e un pic mai greuță. Iar medalia pe care au primit-o este aceasta. Un design, eu zic, pretabil acestei activități, iată cum avem și în imagine. Da. Foarte tare. Un design extraordinar și un design care a vrut cumva să concureze medaliile oferite de țările organizatoare a Jocurilor Olimpice. Dacă vă uitați pe la competițiile astea, fiecare stat caută să-și promoveze instituția și se chinuie ei, mamă, domne, uite, așa a fost realizată, sigur, noi știm ce e poveste și ce nu, pentru că analizăm cumva proiectul cu alți ochi, însă, într-adevăr, cred că și pentru copii, cred că pentru toate competițiile astea interne, ar trebui să ne gândim un pic înainte să mergem și să cumpărăm niște medalii din niște supermarket, din hipermarketuri. Da? Pentru că, până la urmă, medalia asta reprezintă un efort. Da? Efortul pe care l-a făcut acest sportiv de-a lungul anilor de pregătire, cât a îndurat, din toate punctele de vedere, fizic, financiar, etc. Și sigur trebuie să oferi ceva care să-l determine să continue, pentru că doar așa o să putem promova bentița asta. Pe aia o găsește și peste două săptămâni când se duce cu mami în supermarket să cumpere altceva. Ci ia uite medalia mea, taci din gură, De asta spuneam că până la urmă trebuie să ne gândim mai mult la ceea ce înseamnă aceste trei culori și să căutăm să facem lucruri astfel încât ele să dăinuie în timp și să merite și să determine copiii să ne reprezinte în viitor și să fie mândri. Arată și bine la gâtul oamenilor, că alea sunt cam așa, ca un bănuț auriu așa, știi, cele din supermarket, cu un șnuruleț, că aia nu e cocardă sau e un șnuruleț. Iar asta nu va arăta în viața vieților așa, ci este o chestiune de te bufnește râsul. Da, într-adevăr. Adică e impozant, punct. E ceva impozant. Da? La nivelul evenimentului și a performanței de atunci. Exact. Da? Adică nu-ți bagi joc de așa ceva. Da. Indiferent. Și mi-aș dori că foarte multă lume implicată în sport, da? Nu știu, ca sponsor sau, mă rog, organizator sau tot ce, nu știu, reprezintă sportul ăsta românesc, să înțeleagă că nu putem să ne jucăm, nu putem să așteptăm performanță dacă noi nu dăm ceva în schimb. Da? Ok, avem un Gică Hagi, avem o Simona Halep, avem Nadia Comăneci, avem foarte multe personalități. Iată, Ivan Pațachin, o medalie care eu zic că a fost iarăși extrem de apreciată. Și îmi pare rău că a trebuit să... Noi de regulă, nu știu, căutăm tot timpul să scoatem piese atunci când campionii nu mai sunt printre noi, dar sunt sigur că sunt acolo sus și chiar foarte urmăresc tare, medalia acum și emisiunile cu tale. Da? Unduită să rămână, unduită așa și cu apă. Da, nu știu, cumva cred că ar trebui să-i determinăm să continue până la urmă această tradiție în toate domeniile. Zim ceva și te întreb după aia de celelalte. Poate să vină oricine
logic înțelegându-vă cu ei. Să spunem că acum, adică eu pot să-ți fac reclamă ție acum, să spun, domnule, cei care vreți să bateți monede din astea, aveți o idee, vorbesc la nivelul civilizat și frumos, adică nu, da, vreau să bat și eu 3 monede la tine. Avem o idee, sunt 100 de ani de la apariția nu știu ce. Rapid. Se întâmplă la... Rapid. Rapid anul ăsta. Care vine. Da. Poate veni la tine la ușă, adică la monetărie. Bună ziua, bună ziua, vrem... Fără bătut, că ușa e deschisă. Am, da? Înțeles. Bun. Poate să vină? Sigur. Deci, ok, vă puneți la masă, sunt niște discuții, nu așa, nu bășcălie. Nu. Când nu. E ceva serios... Sigur că Rapid poate să vină și știți că era reclama aia cu chinezii, știi? Da, nu-i problemă că venim noi la tine, da? Deci probabil că o să mergem noi la dumnealor. Da, pentru că fiecare companie, fiecare individ până la urmă, fiecare persoană fizică, da, poate să realizeze medalii, da? Medalii, nu monede. Moneda păi, este atributul Băncii Naționale, noi batem monedă, le livrăm Băncii Naționale, care este singura instituție abilitată să le pună pe piață. O dăm deoparte, n-am dar să discutăm. Medalii, așa cum aveți aici în imaginile astea, medalii pot să realizeze, putem să, eu știu, încheiem parteneriate cu orice companie, chiar și cu persoane fizice, atunci când pentru vor să aibă. Ele arată bănci într-un mare fel. N-avem ce să discutăm aici și să comentăm. Adică exact cum spui, diferența între ceva făcut de niște meseriași în adevăratul sens al cuvântului și cele cumpărate din supermarket. Clar. Vrei să dai valoare și să nu-ți bați joc de memoria. Deci, da. Uite greutate, da, sau mă rog, cumva piesa asta are greutate și la propriu și la figurat. Piesele astea nu sunt turnate, ele sunt presate, ele urmează niște procese, niște tehnologii. Ori cumva e clar că este și efort intelectual, da? Discutam de colegii noștri artiști și nu numai. Da? Trebuie de să-ți iasă să-ți dai seama că domnul Octav Băncilă. Adică să nu o fi Brâncuș, o fi Iorga, o fi Marx, da. Nu? Trebuie deci, să-ți dai seama. Cumva, na, tu trebuie să înțelegi ce e acolo. De făcut așa ceva, să faci o pensuliță mică aici și... Nu e imposibil, da. Adică e migăloșenie și piguleală la modul... Este. Nu? Este și ochii, uite-te trebuie să puțin, le mulțumesc adică colegilor mei. Să-i faci ochii, e ceva... Repet, pe un din ăsta, mă, nu că ne-am pricepe toți, dar pe ceva mare, mărime naturală sau 3x3 e mai simplu, dar așa ceva... Senzațional. Dar zi-mi, te rog, că tot mă uit de când vorbim la scut și la coif. Cine cere un coif? Adică cine va... Hai să iau să o punem. Păi, noi mai mergem la bătaie, cum e, nu? Nu numai suporterii. Nu să mai poate. Un da, coif, da, de exemplu, da, pentru deci, cine era? Sau deci, poți să ne spui? Legea ne obligă să evaluăm riscurile privind securitatea activității, securitatea tezaurelor de monedă. Și de-aia aveți coif și scut. Atunci, sigur, trebuie și să, sabie. Gata. Să ne am înțeles. Înzestrăm, da, să ne dotăm. Am înțeles. Așa umblați prin, deci, așa umblați prin murături. Sigur, în fiecare zi mergem, schimbăm hainele și... Da, sigur, e ceva așa, senzațional, uitați-vă cum arată. Trăia Sergiu Nicolaescu când ne-am gândit la povestea asta. La un moment dat, mi-aduc aminte o emisiune, nu mai știu la ce televiziune, apare Sergiu Nicolaescu și spune, băi, vreți în continuare firme de-astea românești? Ok, bun, păi ca să le faceți, trebuie să-mi dați armuri, mă, că nu mai am în ce să-i îmbrac pe ăștia. Și atunci, știind că avem materialul ăsta de cizelură, mă întorc, eram deja director general, vin a doua zi la serviciu. Aveam un coleg pe care îl salut acum, Vasile, maestru atelierului bijuterii. Zicea, Vasile, gata, ți-am găsit de lucru, știi cum faci pe bandă rulantă, faci armuri. Ce armuri, mă? Faci armuri. Uite, Sergiu Nicolaescu vrea armuri. Okay. Băi, băiat! Și, mă rog, a trecut timpul, noi aveam alte proiecte, era complicat, nu găseam timp. Și mi-au aminte, după o perioadă zic, bă, nu mi-a făcut nimic, ce se întâmplă? Și mi-am luat frumos carton acasă și am făcut lucru manual, da, cu carton am făcut un coif de ăsta de teuton, da, pentru că era cel mai simplu. Toată lumea a spus, bă, stai așa, că ăsta origine, că nume, că cutare, nu știu tu ce. Tu l-ai luat și l-ai făcut și acasă? Și mi-am făcut din carton am făcut un coif, mă rog, după niște schițe pe care le-am găsit pe net, am venit cu el și i-am spus, nea Vasile, îl vezi, da, acum dumneata îl faci din tablă, eu l-am făcut din carton. În fine, omul l-a făcut, îl avem în monetărie, în muzeu. Și mi l-a arătat, a continuat, avem și o armură, copiii, suntem parteneri de proiect în educație cu, știți, școala altfel și da, așa. Da. Și în fine, copiii vin și se pozează lângă scutul ăla, lângă că e, mă rog, e un manechin.
dotat cu tot ce trebuie acolo, da? Da? Și în fine, după un timp, colegul nostru, Vasile, vine și zice, auzi, păi, puștile, era mai în vârstă decât mine, își permitea, oricum, na, un tip extraordinar, și zice, băi, ce mi-ai dat tu, mă, ăla e coif? Uite, ăsta e coif. Deci el l-a făcut în secret. Da? Când timpul pe care l-au avut așa pe aici, pe acolo, da, au găsit un răgaz de timp și au mai lucrat. Și cât un pic, ce tare. Și au venit cu el. Și zice, băi, uite, ăsta este coiful. O replică după coiful lui Filip al II-lea, rege de Spania, da? Practic, este doar un original într-unul dintre muzeele londoneze. Nu există replică, nu există nimic. Acum, sigur, cum avea mici detalii care diferă, noi nu l-am văzut în realitate. Ei nu l-au văzut în realitate, ei au făcut numai din poze treaba asta. Numai din poze l-au făcut? Numai din poze, da. Numai din poze și da, câteodată ne mai jucăm și mai punem în cap. Da, colegii se mai ia. Și el, practic, poate fi folosit. În fine, pentru ceremonii, da. Da, da, da. Ieșim pe stradă cu... Ulterior, după momentul ăsta, au venit și cu scutul. Au venit cu scutul, au realizat și o copie după scutul său, iată, în imagini. Mamă, cum e aici, lucrătură. Și, da, sunt una... Asta sunt se face cu o dăltuță așa, interesant. Pe un Ipsos, pe ceva, sau cum toți oamenii ăștia care se bat? Nu, asta e cizărură. Deci, practic, este o platformă de smoală, da, pe care se așează o foaie de tablă, da, fie din argint, fie din alamă, da, din diverse... metale, da, care sunt pretabile acestui tip de activitate și începe să fie ciocănită. Deci, până ți iese așa ceva? O bați cu dălți de diferite forme, da, ascuțite, boante, în fine, de mai multe dimensiuni. O bați pe o parte, da? Deci practic el e ușor bombat spre noi, dacă, da, vedem imaginea asta. Da. Prima dată s-a bătut din spate, da, dinspre perete spre noi, da, pentru că a trebuit bombat, da, da, cu toate elementele, da, respective. Da. Iar după aceea, a trebuit să fie stilizat, adică au fost trasate, incizate toate aceste elemente, da? Care cumva trebuiau să fie conturul ochilor, ce mai avem pe acolo? Fel de, dar fel de omul ăsta e și un bun desenator, adică are bun, el ia o daltă și un ciocănel, dar eu mie dacă îmi dai o daltă și un ciocănel, nu o să-mi iasă niciodată astea. Nu, echipa e una bună, pentru că nu lucrează un singur coleg. Deci este un complex, este... Ah, deci el are și, da, mulțumim, el are și mânerele. Adus, da, da, el e pregătit de bătălie, cum spunea cineva. Mamă, da? mamă, ce frumuseț. Deci, practic, se poate băga pe braț, pe aici, pe undeva. Da, și se ține. Da, da, da. Și sigur, cumva... Superb. Super. Interesant. A fost, da, o idee care, eu zic că cumva conturează, da, efortul cu, eu știu, abilitățile colegilor. Abilități mari de tot. O să las aici, nu o să mai da, pun acolo sus, că mi-e frică că da, pățești ceva pe aici. Bun, toate aceste migăloșenii sunt făcute la comanda cuiva sau vin și din partea voastră? Adică omul vine, cum ce ai tu, n-are cum să bată la ușă că e deschisă, dar vine și vă cere sau vine? Că asta înțeleg că e din partea voastră, a ta, chestiunea cu coiful. De exemplu, asta da, cu coiful a fost cu care arată, o să o iau de aici un pic, s-o... chiar, eu sunt topit, chiar te rog, da. Sunt topit după istoria acestei doamne. Așa cum probabil știți, Maranda Brăescu, deținătoare de recorduri, o mare aviatoare a noastră, din păcate nu are mormânt. Pentru că ea a fost înmormântată, a fost operată în secret pentru că a fost bolnavă de cancer la sân. Operată imediat după anii comunismului, înmormântată într-un cimitir din Cluj și din cauza faptului că nu i s-au plătit dările, oasele ei au fost adunate, da, da, și da, puse la picioarele unui alt decedat, Dumnezeu să iete pe toți. Și atunci, acum s-a văzut că a fost domnul Boc primarul și... Dar nu despre asta e vorba, dar oricum cu o poveste, dar e grea rău, adică e serioasă, cum zic eu. Păi, și aici este și povestea? Ma... Personalitatea este una cu greutate, da, pentru noi. Mamă, e firesc să fie așa. N-ai, încoate, nu poți să crezi. Stai, iartă-mă, ați scris aici recordurile? Cu siguranță. Păi, deci aici câteva sunt... dintre ele, pentru că nu puteau să, da, fie toate, da, dar da, da. Am căutat cu anul să... și cu... Senzațional. Deci astea sunt proiecte medalistice și proiecte care... Super. Cum să spun, acum, ce înseamnă un proiect medalistic? Din când în când, monetăria scotea câte o medalie. Da, cu ani în urmă. Și, sigur, ea era apreciată de
cel care rezona cu subiectul respectiv. Da. Adică, da, da. Dacă erai cu fotbalul, cumpărai cu fotbalul. Da. Dar nu cumpărai cu muzică sau nu cumpărai cu aviație sau nu cumpărai cu altceva. Și atunci am zis, mă, nu e ok, pentru că nu o să reușim niciodată să îi strângem pe toți și să avem niște colecții așa cum le regăsim în străinătate. Da? Hai să facem ceva. Și aflându-mă la Chișinău, într-o delegație, am văzut acolo... am văzut iacării acrobați, am văzut pe băieții de la Aeroclubul României. Și zic, mă, noi va trebui, aici nu sunt ei, sunt tot băieții noștri, da. De la baza 86, de la Borcea, tot cu o medalie pe care am realizat-o pentru ei, da? Însă, într-adevăr, întorcându-mă la moment, i-am văzut pe cei de la Aeroclubul României și am zis, mă, obligația noastră este să ne promovăm valorile, pentru că puțin știu că, într-adevăr, oamenii ăștia fac performanță. Da, acolo unde se duc ei la toate întrecerile de profil, ei câștigă medalii după medalii, titluri după titluri. Și în România erau quasi necunoscuți. Da? Da. Și am zis, mă, e important și e obligația noastră să promovăm valorile românești, să promovăm tot ceea ce, nu știu, e legat de țara asta și de ceea ce ar trebui să facem noi. Și atunci am început să apară. Da, avem o relație cu Ministerul Apărării Naționale, da, am continuat relația. Relația a existat chiar și în perioada comunistă, ori de câte ori era, eu știu cum a fost acum momentul cu Pirania, da, ori de câte ori era, eu știu, scos un prototip, da, un transportor sau chiar și navele pe care le-am avut în marină, sau făceau, băteau o medalie. Da, și atunci, sigur, am zis, băi, e important să continuăm tradiția asta. Am fost, avem un parteneriat fantastic cu cei de la minister, cu toate categoriile de forțe, fie ele că-s terestre, navale, aeriene. E fantastic ce se întâmplă acolo și țin să le mulțumesc pentru deschiderea pe care ne-au arătat-o. Sigur, am căutat să, eu știu, scoatem piese și cu automobilele românești, pentru că, da, o să-mi permit. Da, 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 te rog, te rog. Să fac puțină dezordine. Opa. Da. Practic, sunt piese care ar trebui să apară în toate colecțiile. Da, au apărut acele kituri, acele machete cu, da, Dacia. E, avem și noi o piesă cu Dacia 1300, celebra Dacia roșie. Mamă, da? Mamă. Da. Cu poze. Am zis că da, e o obligație și asta și a fost extrem de apreciată. Ce, da, tare e asta, da. Trebuie privită mai aproape. O cozina de autoturisme Pitești, da, Doamne, da, sigla, da, asta. Foarte tare. Pentru că, da, în timpul copilăriei noastre, astea erau, da, singurele mașini pe care le întâlneai. Da. Dacia, Aro și Allseat, da? Peco și Dacia. Și, din păcate, nu avem cu Aro astăzi aici, dar am scos și o piesă cu Aro. Allseat-ul, celebra culoare crem, da? Da. Și... Vai, da, 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 cu volanul ăsta șmecher. Da. Și SR-urile, da. Bucegi, Carpați, aoleu, mă rog, ia uite, seria, da, respectivă, da. Da. SR-urile. Da. Foarte tare. Zim de asta de aici, că văd că mă uit la ea și văd că e... Ma... Caragiale. Caragiale. Uitați-vă cum arată. Păi e un subiect de actualitate și... Da. Cumva... Și contemporan cu dumnealui. Da, 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 da. Senzațional. Întrebarea este, seamănă sau nu seamănă? Păi dacă l-am recunoscut, fără să-mi deschid aici... Da. Da. Foarte interesant. Aveți concurență? Adică în România bate cineva monedă, nu clar, da, medalii din astea sau... E, concurența există, apar medalii, da, există și o reclamă pe la TV, da, cu o companie care a mai scos așa niște piese, le-a mai colorat un pic, dar într-adevăr nu se poate discuta despre o concurență. Da. Nivelul ăsta de calitate, sigur că poate uneori... mulți analizează piesele astea din punct de vedere economic. E drept, e firesc. Până la urmă, da, totul, da, costă. Dar trebuie să te gândești și care a fost efortul depus și care, na, uneori nu poate fi cuantificat. Na, emoția și așa mai departe.
Da, eu aș spune că pe plan intern nu există concurență și credeți-mă că acum vorbesc, să zicem, din punct de vedere al iubitorului de astfel de produse, pentru că eu nu sunt nici colecționar și nu vreau cumva să înțeleagă lumea că promovez extrem de agresiv monetăria, dar într-adevăr nu există piese din punct de vedere calitativ la acest nivel pe care noi l-am atins astăzi. Și aș putea spune, fără să ne lăudăm, că suntem una dintre cele mai bune monetării din lume. Asta vreau să te întreb. Când te duci, da tot așa sincer, te rog, te duci și te întâlnești cu colegii la Berlin sau unde vă întâlniți. Cum te simți? Adică ei sunt mult avansați, cu mult în fața noastră, suntem pe același picior, că noi tot timpul avem comparația asta, în orice domeniu. Noi ieșim afară și suntem inferiori, suntem pe același nivel. Ok, nu o să putem fi niciodată din punct de vedere economic, la noi tot timpul mai avem nevoie de ceva sau ei, dar ca ideea în sine de monetărie? Nu, noi ne plângem mult. Că de avut ar trebui să avem și ar trebui până la urmă să identificăm potențialul, pentru că avem potențial. Că tu de acum mai simți, îi cunoști pe toți, știi? Da. Și poți să vii să spui, domne, am văzut la ăia ceva și nu o să ajungem niciodată acolo. Câțiva ani buni, într-adevăr, s-au mai schimbat colegi de la Berlin. Da, spuneam mai devreme un lucru, da, că e o vorbă, capul plecat, sabia nu-l taie. Turcia au o altă vorbă. Capul plecat nu vede lumina soarelui. Ori niciodată am mers pe principiul ăsta, pentru că mi s-a părut atât de interesantă abordarea asta. Nu, da, niciodată să nu se ai capul plecat. Ok. Era o reclamă, da, cu un băiat care spunea, ok, eu nu știu astăzi lucrul ăsta, dar mâine îl voi ști. Da? Ori, da, am plecat de la un nivel, să zicem, tehnologic inferior, însă n-am stat cu capul jos, am căutat să învățăm, da, să aprofundăm atunci când am dobândit informația și ulterior să o implementăm. Sculele pe care le vedem noi, nepricepându-ne, doar niște poze, par de anul 2022. Avem un complex. Sau... Într-adevăr, din punct de vedere tehnologic s-a investit. În ultimii ani s-a investit foarte mult. S-a investit atât de mult încât uneori am cam chițăit așa după bani, da? Pentru că totul costă, da. Și din păcate sunt echipamente dedicate. De foarte multe ori, având un singur producător, de exemplu aici ce vedem în imagini, este unicul producător de astfel de echipamente, nu există competiție și atunci cumva e destul de complex. El decide ce și cum. Achiziționezi. Însă, într-adevăr, avem și laser, echipamente tip laser, avem tehnologii noi. Sigur, mai glumesc eu din când în când vine cineva, zice, păi știți că voi acolo aveți la turnul Măgurele un laser. Zic, veniți la monetărie, că noi avem două, da? Deci, practic, ăsta este unul dintre singur care ne ajută să mai realizăm niște elemente grafice care pot fi, într-adevăr, îmbunătățite pe computer. Dar da, din punct de vedere calitativ suntem la același nivel și nu, niciodată. Chiar dacă la un moment dat n-am avut ce ne trebuie ca să ne ușureze munca, am reușit să compensăm prin efort. Deci colegii mei au compensat prin efort fantastic. Dacă, de exemplu, un proces se derula în monetărie, eu știu, într-o monetărie, da, din vest, într-o oră, noi poate munceam, îl obțineam în 10 ore, da? Ori asta n-a fost un impediment. Dar ieșea până la urmă la fel ca acum. Și da, chiar mi-aduc aminte că am avut un audit pe metal prețios și cumva la momentul respectiv celui auditorul, da, era șocat, zice, băi, cum ați putut voi să obțineți treaba asta cu echipamentele astea? Prin perseverență, da. Da, părea ceva necurat, nu? Zice, ce forțe ați avut. Da, se uita să vadă cum, da. Dar într-adevăr, când le-am pus pe hârtie, uite, am făcut asta, uite așa, uite așa, uite așa, m-am înțeles, bă, le-ați făcut, sunteți nebuni. Ok, nebuni în sensul frumos. Povestește-ne un pic, te rog, de muzeu, el poate fi vizitat de către oricine? Muzeul e... Deci noi căutăm să organizăm un muzeu plecând de la un exemplu. Banca Națională pentru noi e un exemplu, da, un exemplu de clădire renovată, nu știu dacă ți-aduce aminte, da, cum arăta, da, Banca Națională în 1989. Da. Da? Deci, și cum arată acum. Și cum arată acum, da. Ori ce am înțeles de acolo, am înțeles că, de fapt, am învățat foarte multe de la ei. Da? Ei au căutat, pe lângă, sigur, ceea ce comentăm noi zilnic, crește dolarul, scade dolarul, crește euro, da? Ei pun și foarte mult accent pe chestiunea asta de
identitate națională, de tot ce a fost bun făcut pentru noi, pentru România, da? Și atunci am văzut că ei au derulat multe proiecte, multe programe, aspecte pe care până la urmă le-am regăsit și în străinătate. Spre exemplu, monetăria Marii Britanii are tot așa un muzeu mare. Te duci și spui, ok, de unde ești tu? Păi sunt din România. Și ei se duc, deschid un sertăraș și ți arată câteva monede românești. Nu cred. Da, da, serios. Da, și atunci am zis, e timpul să facem și noi un muzeu. Într-adevăr, suntem încă la început. Avem ceva ce am prezentat. Se poate vizita de către copiii care participă la programul la educație la școlară. Școala, da? Școala altfel, exact. Și căutăm cumva să, nu știu, îl dotăm așa cu tot ceea ce poate fi ceva de interes. Dar vezi cum poate fi lucrul ăsta primul pas într-o chestiune de educație, de educație financiară neforțată, adică copilul vine acolo, voi îi prezentați, ei vin la 7-8-10 ani, când e greu să faci așa ceva cu ei. Dar înveți că, uite, noi avem monede de acum, păi poate nu înțeleg 1870 că sunt mititei, dar înțeleg termenul de 150 de ani de mult. Avem, da, că am încercat să avem o identitate națională prin aceste piese, da, și ușor, ușor, în ziua de astăzi, toată lumea cu telefonul mobil în mână, nimeni nu mai ține cont de sentimente naționale și de patriotism, da. Se ține, da? Doar că, mă rog, cumva și nouă ne place așa să ne lăudăm că ne dăm la cu totul și cu totul alte emisiuni, da, eu zic că, mă rog, sunt situații când... cei care, mă rog, sportivii, campionii, uită, să zicem, efortul pe care au trebuit să-l depună și când ajung acolo sus, flută un singur drapel, ăla cu trei culori. Na, e o chestie care, până la urmă, contează foarte mult în toată economia asta, sistemului nostru politic, social. Corect. Și așa mai departe. Da, nu, cumva, da, cred că totuși... noi o să găsim soluțiile pentru a ne promova mai mult. Am avut vizite efectuate de toate categoriile de elevi și chiar studenți am avut acolo. Adică am avut și din aceia mici care doar se pozau cu armura. Am avut și din aceștia mai mari care, sigur, m-au întrebat cât costă moneda. Adică, da, cumva... Dar și oamenii pot intra, iartă-mă, de pe stradă sau trebuie să înghidate? Nu, negativ, nu. Nu poți spune. Mă, discutăm de niște aspecte clasificate. Dar se dă un telefon, nu? Sau cum? Dom'le, venim cu școala... Da. O clasă de la școala... Teoretic, de fapt practic, nu teoretic, că s-a și întâmplat, practic da, se trimit o solicitare pe mail sau cum, sau se dă telefon. Domnule, ziua de cutare. Domnule, vreau să vin cu școala. Da, se fac niște verificări, avem colaborări cu Ministerul Afacerilor Interne, pentru că da, trebuie să fie un sistem controlat. Că altfel o să vină și o să își păstreze câteva sârmulițe de alea de care îți povesteam eu. Pleacă cu o mână de sârmulițe, au două inele. Da. Și cumva se poate vizita. Da. Deci, te-am auzit la un moment dat că ai zis că ai petrecut multă vreme prin subsoluri cu tezauri? Da, păi de multe ori eu sunt mai obișnuit cu întunericul decât cu lumina zilei, pentru că, da, valorile trebuie să fie tezaurizate, da, și... Aveți și voi tezaurul vostru sau vorbiți de tezaur, da? Desigur, da, discutăm de... Mi-ar plăcea să vorbesc despre tezaurul Băncii Naționale, pentru că, știți, acolo totul e frumos, valorile sunt acolo depozitate, o parte dintre ele, bineînțeles. Noi nu avem, să zicem, așa, nu suntem atât de bogați în exponate din acelea, dar da, avem un tezaur pentru că trebuie să păstrăm valorile în condiții de securitate. Noi le producem, sigur, le tezaurizăm, acolo le depozităm, se pot depozita pe perioade mai scurte, mai lungi și așa mai departe, sigur că trebuie să fie. Și, da, asta facem zile. Ce-ți dorești de la Moș? Dar sincer, nu pe plan personal. Sau uite, merge pe plan cu asta cu sănătate s-a dat. Nu mai poți, s-a dat, da. Gata. Păi nu, că noi lucrăm, dar nu știu acum pe unde o să prindem Moșul, dacă o să vorbească română sau o altă limbă. Noi lucrăm și îmi doresc să reușim în proiectele astea, pentru că ori de câte ori vine finalul de an, noi nu prea reușim să ne bucurăm. Noi ne bucurăm după, eu știu, 2-3 ianuarie încolo, așa, câteva zile după care intrăm din nou în focuri. Sunt două luni scurte, decembrie și ianuarie. Și
De regulă, la sfârșitul anului, toată lumea vine cu proiecte, pentru că mai rămân bănuți. Știți cum e? Că, mă rog, da, mai avem din buget atâta, hai să facem, hai, și facem aia, hai ea repede. Și bineînțeles că monetaria trebuie să rezolve tot timpul, trebuie să le facă repede. Dar nimeni nu vrea să aștepte. Nu, mai da, că trece anul și nu mai avem sursa și așa mai departe. Și, într-adevăr, mai sunt și proiectele astea în care noi suntem angrenați. Practic, am aici prima piesă euro realizată în monetaria statului, în România, spune. Prima, da, piesă? Da, de 10 euro. De 10 euro aș putea spune că a fost bătut, de fapt nu, spun că a fost bătut în România. Scrie și în certificat. Este o piesă pentru un, realizată pentru un, o bancă, da, pentru o bancă, pentru Estonia. Da? Da. Pentru că Estonia nu are o monetărie și atunci, sigur, a fost organizată o licitație, monetăria statului a participat și a câștigat dreptul de a bate, exact, dreptul de a bate monedă pentru statul ăsta și da, practic, iată, am pus în practică tehnologia pe care noi o cunoaștem, pentru că da, cineva ne întreba, băi, voi puteți să bateți euro de mâine. Răspunsul, uite, e de mâine. Uite-l. Și atunci am putut să batem, am scos piesa asta de 10 euro și asta spuneam că... Asta e reală, aducă... adică ea e în circulat, nu, e... Da, deci e o piesă de colecționare aflată în magazine și colecționarii o pot cumpăra. Sigur că dacă mergi până într-acolo încât să fii dispus să o dai în schimbul unor produse, poți să o faci. Da, e legal. Am înțeles, are valoare. Da, e monedă. Ea e monedă, doar că materialul din care e confecționată e un material monedă pentru tine și pentru cei din monetărie, pentru toată lumea. E extrem de interesant când auzi sau chiar când vezi într-o colecție ceva realizat de voi. Nu? Da, da. Așa la 8-a la 10-a mână, nu e, aproape. E plăcut, nu e plăcut. Lucru? Am fost la Bruxelles, mă rog, într-o vizită din această organizată de Academia de Poliție și cumva am găsit acolo scuturi din acelea, pentru că noi realizăm și embleme, da, de unități militare, de, mă rog, instituții, da? Și la un moment dat, știți cum arată scuturile acelea, da, da, pe nave sau pe... Am găsit acolo o medalie pentru smurt, da, realizată de noi. Și o medalie mare așa de... Fără să știi că 10, ea, da, o vei găsi acolo. Sigur că nu știam, da, dar na, îți face o anumită, nu știu, o deosebită așa plăcere, pentru că ți-aduce aminte, pentru că fiecare piesă de asta are în spate o istorie, da, ai un, nu știu, o problemă pe care a trebuit să o rezolvi, da, da, n-ai făcut-o... Ai fost poate, eu știu, constrâns de timp, s-a întâmplat ceva, na, discutăm de matrițe, cum e aceasta, mare, da, da? Câteodată, asta e din oțel realizată, dar ți-e greu să crezi că se poate sparge. Ori da, dacă ai greșit ceva, dacă oțelul ăsta a avut o problemă de natură tehnică, o microfisură, care, sigur, n-aveai cum să o identifici, el se sparge precum, nu știu, da, bucățile de lut, da? Și te trezești, se face, da, 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 efectiv se sparge în bucăți, da? Bun, tot și trebuie să reiei procesul. Sau mare parte dintre piesele de ei sunt copiii și copilele tale. Dar dacă ar fi repede, ale monetării, dacă ar fi să alegi una sau un moment să spui, uite, bă, Cătăline, la ăsta am lucrat cel mai, sau a fost cel mai greu de realizat, dar mi-a plăcut pentru că ai putea alege unul? Adică să spui, da, cel mai drag mie mi-este... E dificil, dificil. Acum depinde și de personaj. Maranda Brăescu este... Am discutat. Da, da. Pațachi, nu la putem, fel, ai dreptate, Pațachi, da. E foarte dificil, da. Armata chiar iarăși, și asta. Are câteva... Are vârful ăsta de tehnologie pe care îl avem acum cu F-urile. Da, nu știu, mașinile. Da, n-am cum moneda să... Moneda cu Carol, pe care o am și eu acasă, că mi-a dat-o Ionuț. Da, da, uite, aș trece în revistă piesa asta, da? Pentru că toți suntem aici și văd că ai un telefon, nu știu, poate că reușești să te joci un pic cu el. Asta e o piesă, este bătălia de la Schellenberg, da? Bun. Care a dus... Este Bun. Ultima bătălie care ne-a dus în punctul realizării Unirii la 1600, da? Perfect. Și de ce zic eu că e o piesă nu-mi spune că ai un QR code sau ceva și văd bătălia sau cineva, ceva. Cineva m-a turnat. Nu, jur! Deci este o piesă grea, da? Așa cum e și cealaltă. Și la putin și la figurat. O piesă realizată din și metal prețios. Dă-mi și mie puțin, prețios, te rog, mersi. Avem aici sigiliul. Eu iarăși te întreb, un om a făcut asta sau e făcută la
la computer. O echipă. Da. O echipă, da. Este incredibil. Da. Și asta este spate... după o pictură. Se ia o pictură, nu? Că exact. Logic nu era poza atunci. Se ia o pictură, se iau, da, mă, mă rog, arată, se iau adică... elementele, se ajustează astfel. Dă-mi și mie fie... și asta, te rog. Iar asta conține un mesaj, da? Un mesaj pe spate. Avem așadar medalia pe care am văzut-o, 420 de ani de la bătălia de la Schellenberg și eu acum tehnologia, deci trebuie să scanez QR codul ăsta, bun, și deschide. 420 de ani de la bătălia de la Schellenberg, ok. Voi merge până la capăt, oriunde ar fi acest capăt. Silvaniei și țara Moldovei. Pohta ce-am pohtit-o eu. Senzațional. Ăsta ar trebui să fie Victorie Benciuc, nu? Dar e vocea lui Emanuel Petruț, pentru că n-a putut să... Nu? Asta este vocea lui ăsta cu telefoanele. Bun, voi merge. Deci ceea ce găsim aici, găsim și pe acest QR code. Da, ne-am chinuit foarte tare foarte ca să obținem tare drepturi asta pentru redarea. Am văzut redarea că scrieți aici, acestui... mulțumim scenarului. Da, da, deci a fost... Deci sunt oameni care... Pentru că până la urmă este, da, un element de mândrie și aveam obligația, încă o dată subliniez, aveam obligația să punem... Deci asta certifică, acest document vă garantează autenticitatea execuției medalii la monetăria statului. Asta este... ștampila, cum ar veni. Sigur, fiecare produs trebuie să conțină câteva elemente din acestea care să... Și asta este sigiliu, chiar sigiliu, sigiliu de atunci? Da. Deci hai că sunteți buni. Am căutat să redăm elementele care erau utilizate atunci. Acum, cât de mult am reușit, colecționarii o să poată să aprecieze sau să ne critique, dar noi am căutat să ne apropiem cât putem noi de mult de original. Octavian, să rămână, mii de mulțumiri. Adică cred că putem să mai vorbim... Oh, sigur. Da, dar e Octavian Schen, directorul general al monetăriei naționale actualmente a statului, da? Contează că e, da, monetăria și asta se știe. Lucruri senzaționale, după cum puteți vedea. N-avem voie să le facem reclamă așa direct, dar dacă vreți să faceți ceva de calitate, la modul cel mai sincer, ușa e deschisă. Nu puteți să bateți. Unde vă găsește, putem să zicem? Strada Fabrica de Chepituri numărul 35, vis-a-vis de primăria sectorului 5. Ah, era să zic dacă n-ai zis, dar... Deci acolo unde vedeți în grămădeală, vă duceți. Mii de mulțumiri, să aveți toată lumea un an 2023 cât mai bun și promite-ne că mai vii. Mulțumesc frumos, sigur, promit. Eu vă urez cele bune. Vă și vizităm. Să dea Dumnezeu să ne vedem corect, sănătoși, da, acolo. Sigur că va trebui să, nu știu, păstrați bandă, pentru că, într-adevăr, acolo sunt lucruri de văzut și dar de redat. Dacă toate sunt așa, sau dacă un sfert din ele sunt așa, atunci sunt senzaționale. Mii de mulțumiri încă o dată. Dragi prieteni, după cum ați putut vedea, se poate face și alt tip de educație financiară. Am discutat unde să investim bani, în ce fonduri, în bănci și așa mai departe, dar, iată, există și astfel de lucruri, de la primele monezi bătute pe teritoriul țării noastre, până la monetării și până la... Mi-e întrebă și un pic mânuța, până la genialități de acest fel. Mulțumim prietenilor de la capex.com, care de fiecare dată sunt alături de noi și care ne ajută în realizarea acestui proiect. Să știți că nu sunteți într-un film cu Sergiu Nicolaescu, cu acest scut, această sabie, tot ceea ce vedeți voi aici, Cupa Campionilor Europeni, scutul, se realizează la monetăria statului în București, exact în România. Mii de mulțumiri încă o dată, toate cele bune. Nu uităm niciodată că cea mai irosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. La revedere!